Am luat decizia de a da drumul la circulație cât se poate de repede, spuneam în 6 iulie, deși va urma, vor mai urma lucrări. Așa cum bine știți, până la sfârșitul anului trebuie dată în circulație și varianta Jijila și se va termina și aceasta, dar următoarele săptămâni, după darea în circulație, vor trebui demontate aceste macarale mari pe care le vedeți și care... Și atunci am avut de ales între două variante. Ori mai ținem o lună și ceva, două, până reușesc să dea jos aceste macarale, să le demonteze, și-ar însemna să treacă tot sezonul estival, când va fi foarte mult folosit acest pod, ori să facem un program astfel încât să poată fi folosit podul, iar anumite ore să fie folosite pentru demontarea acestor macarale. Ca să fiu mai exact, și cred că este decizia corectă de a lăsa deschisă circulația tot weekendul, fără niciun fel de întrerupere, pentru că eu cred că și noi credem că va fi cel mai circulat perioadă, și de asemenea de dimineața de la 6 până seara la 8-9 să fie deschisă circulația, urmând ca pe timpul nopții să poată să facă aceste lucrări de demontare a macaralelor, aceste lucrări neputând fi făcute sub trafic, pentru că ar pune în pericol viața celor care vor folosi acest pod. Am ajuns, Mihai, din 2017, când a început toată povestea. Bine, ideea podului e mai veche. 94. Așa. Uite că s-a ajuns aici la acest moment. Important nu doar pentru brăileni, pentru tulceni, pentru... Eu zic că e un moment important pentru noi, pentru România, pentru faptul că se leagă regiuni istorice, pentru faptul că o investiție de o asemenea anvergură a fost dusă într-un final aproape la sfârșit. Și asta e un lucru bun și ar putea fi un exemplu și pentru investițiile celelalte care vor veni.